Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Melina se află în aceste momente în spital, acolo unde se recuperează după ce seara trecută a fost operată de urgență. Cântăreața a ajuns la spital cu 2 zile în urmă, atunci când s-a prezentat la camera de gardă cu dureri uriașe în zona abdomenului. După numeroase investigații, cântăreața a aflat de la medici că urmează să fie operată de apendicită. Întâi s-au făcut toate analizele necesare, iar seara trecută aceasta a făcut intervenția. Artista a povestit că acum se află în recuperare și se simte bine, dar ușor slăbită după anestezia operației pe care a făcut-o cu doar o seară în urmă. Acum mă simt ca după operație, mai slăbită așa, încă nu pot să mănânc. Deocamdată sunt pe apă și pe din astea, dar mi-e somn așa, aș dormi în continuu. Am făcut operația la Spitalul Universitar, am avut niște dureri în tot abdomenul timp de câteva zile și am tot crezut că îmi va trece, dar nu, și am venit aici la urgențe și mi-au făcut toate analizele respective. Au văzut că am apendicul inflamat. Mi-au făcut pe zi toate analizele și tot, iar aseară m-au internat și m-au băgat la operație. Acum sunt la recuperare, a povestit Melina. Până mâine sigur stau în spital pentru supraveghere, mai am sondă din aia de scoate chestii, până mâine sigur stau. Înainte de operație am avut și stări de vomă, acum am doar dureri în zona în care sunt operată. Am vomitat de vreo 4 ori înainte, a mai spus artista. Melina nu s-a gândit nici o secundă că ar putea fi vorba despre apendicită, ci inițial a crezut că are o criză debilă, așa cum a mai avut și în trecut. Cântăreața susține însă că de această dată durerea a fost diferită. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.